Rexio și mașina timpului. Oh, mamă, mamă, în sfârșit, înțeleg despre ce a fost vorba în mașina timpului. Sunt neliniștit. Gul, gul, bul, fui, grr, uhul, gul, gul, fui, fui. A, nu, stop, nu înțeleg nimic. Ce s-a întâmplat? Rexio, ți-ai dat seama în ce limbă vorbea? Nu, gul, 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 fui. Ce e asta? Înțelege cineva? Nu vorbește limba Hamhaski. Nu e Hamhaski, nici cretona veche. Seamănă cu o limbă indo-asiatică. Poate, pur și simplu, limba curcănească? Imediat, imediat. Dar ce e cu satul masailor? Ești sigură? Gul, 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 fui, fiu, gul, grl, prr. 100%. Am învățat-o atunci când m-au întemnițat adepții bacteriei coli. Of, poți să traduci? Încerc. Gul, fui, fui, gul, gul. Nostradamus ne așteaptă nevul mediu. Oh, mamă! Cunoști cuvinte atât de complicate din șambolonă? Atât de mult timp ai fost închisă? E, așa a fost să fie. Spunea ceva despre toamna medievală, dar nu am înțeles prea multe. Și mai departe? Gul, gul, fui. Trebuie construită o mașinărie, cu ajutorul căreia să ajungem la fâlnie. La un cocos? Nu, la pâlnie! Oh, mamă! Cineva ne-a zăpăcit complet cu această limbă. Ui, ui! Ui! Îți amintesc că ai doar acest vestit buzunar. Ui! 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 Oh, nu, nu! Dar eu pot să scap prin această înghesuială. Ua! A încetat să pompeze! Văd pâlnia! Întemnițanii către țipar. Rexio, ia pe cineva și apropiați-vă. Puturosul a greșit coordonatele și au aterizat în preistorie. Puturosul meu cel mic,
Tu ești puturos! Nu vă mai contraziceți! Puturosul, în limba șambolană, e un compliment!